din 25 mai 2018, emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentă doamna consilier Măricuță. Fiind prezent cu majoritatea consilierilor, ședința este legală constituită și își poate intervine de problemă. Rog că domnul primar să prezinte proiectul ordine de zi. Dați-mi voi, domnul președinte, să o supun eu spre aprobare, că și-o spun de
să nu vreau să încălcăm regulamentul, chiar cel care răspunde din egalitate să cauți regulamentul. Dar în urmă, Consiliul Local, dacă sunt completări cu marginea procesului verbal, eventual, știu eu, anumite observații. Dacă nu sunt pus pe aprobare procesul verbal încheiat în ședința din 25 aprilie 2018, cine este de aici? Mulțumesc. Unanimitate procesul verbal încheiat în ședința anterioară a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți, domnul președinte. Mulțumesc, domnul secretar. Trecem la primul punct din ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Bogdănești de sub acum pe trimestrul 2018. Inițiator, domnul primar. Domnul primar, răspund la domnul. Câteva considerații preliminare. Ne amintim, fără îndoială, că am mai avut asemenea proiecte de hotărâri care privesc rectificarea bugetului comunei noastre și de cele mai multe ori este la acest an mulțumim cu rectificări pozitive, cred că, care au însemnat fie creșterea veniturilor. De data aceasta nu este neapărat în vorba de o creștere a veniturilor, mai ales de redistribuire a unor resurse bugetare pe care, de principiu, noi le-am aprobat pentru secțiunea de dezvoltare, pentru secțiunea de funcționare, dar adevăr putem considera că este o creștere a bugetului cu un contract de acțiune sau program național de cadastrare a teritoriului. O să dau citire mai întâi expunerele motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Bogdănești de sub acum pe trimestrul 2018. Rectificarea bugetului instituțiilor publice reprezintă operațiunea permisă de necesitatea în vigoare de referință este legea 217/2007 privind finanțele publice locale, prin care se conferă acta parcurisată și subvenție bugetelor entităților amintite, în condițiile păstrării echilibrului de partea de venituri și partea de cheltuieli. Prezenta propunere de rectificare a bugetului local poate rezolva următoarele. Finanțarea programului de investiții locale, finanțarea parțială a programului de cadastrare locală. Aici o să rezolv un pic cele două coordonate pentru care am propus dumneavoastră rectificarea bugetului. Noi avem adoptat pentru actualul exercițiu bugetar un program de investiții, dacă vă mai amintiți. Este conform declarațiilor de principiu pe care am prezentat-o public, tot în acest cadru, atunci când am exprimat intenția de fi programatic, de a fi atent la investițiile necesare și așteptate de comunitate, atât de populația în sine, cât și de persoanele juridice, de agenții economice. Și de data aceasta, rectificarea vizează din drumurile principale, dacă este vorba de o continuare a drumului din deal, pe care noi l-am asfaltat până la ultima parte, partea de intrabila. Și, așa cum la un moment dat am amintit tot aici, am considerat că este bine, mă rog, conform a ceea ce cred că este bine, într-adevăr, pentru comunitate, să continuăm modernizarea drumului până la ferma domnului
sunt foarte multe speranțe în legătură cu lucrurile ce facem. Mulți dintre noi am văzut despre ce este vorba. Este unul dintre pilonii care modernizează activitățile agricole pe teritoriul comune și cu atât mai mult trebuie apreciat tot ceea ce face este în maniera intensivă. Deci am și speranța că veți aproba acest segment de rectificare care înseamnă sporirea creditelor pe secțiunea de dezvoltare. Nu privește execuția suma propusă, undeva sunt 40 de lei, are în vedere realizarea proiectului propriu-zis, obținerea viitorilor, deci până la momentul execuției. Asta o face și din consolidări financiare, cât și datorită prioritării firești, la care am gândit, mă rog, la care am procedat atunci când am propus și dumneavoastră am avut momentul de a aproba programul de investiție. Deci cam atâta bani avem anul ăsta și imperativul, îl consider de fapt, dacă vreți, ținta acestei proiecte de investiții ca executarea, modernizarea drumului să se finalizeze în sistemul de promoțiune. Cu momentul când el își va putea realiza cam 2 ani de zile. Am înțeles că este fie ce posibil, deci până am putut de pensiune. Aici. Cu altă sumă, înseamnă, așa cum am mai anunțat, finanțarea parțială a programului cadastrale locale. Avem un contract aprobat, aici am făcut rectificarea în ședința precedentă, o sumă importantă pentru cadastrarea parțială. Înseamnă câte sunt să se finalizeze, să se cheltuiască creditele repartizate cu Comunei Bucănești. Am mai avut asemenea încercare, dar vă mai amintiți. Din păcate, nu am foarte multe speranțe că se va reuși și de data aceasta, pentru că sistemul de referință, prețul de referință la hectare este undeva de 80 de lei, poate de 60 de lei, pentru că a fost anul trecut. Ceea ce nu este agreat în mod real de către posibil executat, cadastrajul. E o poveste mai mică, din păcate, este o caracteristică a sistemului. Și anume, viziunea publicitară, abordarea publicitară. Ei declară formal că ar fi suficient, pentru că și Ministerul Agriculturii, care a propus asta ceva, a luat informațiile de la cadastrare, nu mai decât. Dar am niște documente scrise, autentice, și anume cât taie chitanță. Numai că ei taie chitanță de o sumă mult mai mică și, în realitate, diferența de mari înseamnă un fenomen și în aceeași măsură de dezagreabil și păgubitor pentru veșnica problematică a gestiunii în România. Înțelegeți ce vreau să spun? Ca să nu mă ne vină în plecat în comunitate. Din păcate, nu ne mai rămâne o nevoie decât să spunem adevărul.
Adică propun aprobarea rectificării bugetului local 2019-2020 din care va se pune pe funcționare suma de 150.000 de lei, asta înseamnă trebuie de relevabilitate de la funcționare pentru cadastrare. Iar la secțiunea de dezvoltare pentru alte cheltuieli de investiție, asta se numește capitolul, adică proiectarea drumului din deal, în unghiile numărul 6 de metri. Deci aprobarea rectificării atât la partea de venit, cât și la partea de cheltuieli, conform situația anexă pe care ați cunoscut-o la ședința de comisie. Anexă ce face foarte integrată cu întrebările hotărârii. Articolul al doilea, după aprobarea hotărârii, urmează să fie dusă la definire de doamna Revoluțeană Romero, consilieră în oraș, deputată la Senatul Comunului, după aprobarea secretarului Comunului de Munțiului Vasilei va comunica hotărârea privată Domnului Bucunești, Departamentului Financiar Contabilitate și Instituției de Secretarie de Dezvoltare. Astfel de toate. Așa am mai fi demarcat și creșterea de valoarea de matematică a domnul președinte, la Comisia de Economie, aveți cuvântul. Asta era și domnul președinte, de Comisia de Economie Economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat la acest avorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnul președinte. Dacă dintre domnule și domnul consilieri doresc să discute în baza acestui proiect, aveți cuvântul. Dacă nu sunt discuții, vă supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Și eu mulțumesc. Deci, sigur, clar pentru noi. Vă mulțumesc, domnule consilier. Trecem la punctul 2 din ordine de zi. Proiect de hotărâre privind completarea programului de investiții a UAT Bogdănești pentru anul 2018. Inițiator, domnul primar. Domnul primar, aveți. Da, mulțumesc. El deja a fost anticipat în precedenta expunerii de motive. Are legătură cu precedentul proiectului de hotărâre. Acum a fost o lege adaptată, pentru care vă mulțumesc încă o dată. Dar nu e completat cu programul de investiții. Este vorba de o completare atât ca titularul ca subiect al programului de investiții, respectiv proiectarea obținerea abilor la drumul mondial, care l-am menționat, cât și mai ales în expresie valorică. Era important ca să validăm, să autentificăm suma prezentată. Apară că vreau să fie la primul articol, propun completarea programului de investiții la Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2018, lucrarea în domnire, proiectare și obținerea bine pentru construire, îmbrăcăminte de gimnază ușoară la drumul comunal 129, parțial, pentru practic, ultimul plăson în abordare. Strada de Arța, Bogdănești, Comunea Bogdănești, județul Bacău, chiar citat. În sumă de 40.000 lei, conform listei obiectivelor investiții pentru 2018, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local al Matei Bogdănești. Deocamdată, finanțare integrală, partea asta de întocmire, proiectare și obținerea venirii. Articolul al doilea, după aprobare primarul Comunei și doamna Revoluțeană Romero, consilieră în aparatul de specialitate al Comunei Bogdănești, vor duce la întocmire hotărâre. Articolul al treilea, la fel este ultimul. După aprobare, Secretarul Comunei Bogdănești Vasilei va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, Compartimentul Financiar, Contabilitate și Instituție Profesiei Județului Bacău. Comisia de specialitate pentru
Aveți cuvântul, doamna consilier. Mulțumim, doamna. Doamnelor și domnilor consilieri, vă invit la discuții pe toate aceste proiecte de hotărâre. Dacă cineva dintre dumneavoastră îmi numărește, aveți cuvântul. Poftiți, doamna consilieră. Domnule Barca, un întrebare ca să aflu un răspuns la un cineva oficial. Am înțeles că după cadra salarii, tăia în operare cu un lage și sediu cu o sănta, e grază cu unui pârgărești. Așa e sau nu? Da, dar am făcut plătie, dar la dacă noi nu am făcut decât 700 de metri, care sunt pe teritoriul oarele Bogdănele. Nu, eu nu am făcut plătie. Am favorat și da. Eu pun întrebarea pe viitor. Domnul Fuzulat a avea posibilitatea, zici, dânsul este un investitor pe raza comunei noastre. Am în vedere că terenul se reuma în urma cadastrării, pe la Părgărești, nu se-și poate la jucării în spiritul românesc să lucre la urma Părgărești. Deci te refere numai la cadastrare. Da, 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 da. Frații Forum, mi-am inteles, probabil, la vizionare,
Și documentele cadastrale precizează, fără dubii, din punctul meu de vedere și al echipei de primărie, care am analizat această situație, că ferma se află pe toată proprietatea pe care au cumpărat-o ei cu sediu și terenul aferent, se află pe teritoriul Oale Bucănești. În locul de cum ar fi procedat? Dacă instituția de specialitate, mă rog, care a elaborat și la 1993, cum a elaborat-o ea în poveste, pe harta de 1993, într-adevăr, o parte din terenul în care aparține cu doar și unui sediu, cu două hectare și ceva, dacă mă amintesc, nu figurează pe teritoriul nostru. Dar eu am avut documentul cel mai recent, respectiv cadastrul efectuat de specialiști din instituții menționate în favoarea adjudecătorului al fraților Forum, eu am refuzat să se prind grămitoirea. Culmea e că tot cadastrul, mă rog, consilierea juridică am avut-o cât am avut-o la nivelul primăriei în Bucănești. Tot cadastrul ar fi trebuit ca să rezolve litigiul. Probabil că ei știau asta, dar nu s-au grăbit din limbele de procedere conform atribuțiilor prevăzute de domnul Ivan. Eu am întrebat cu practic două lucruri. În viitor, există riscul, de exemplu, dânsul dacă cadastrale la Bucărești, așa, există riscul ca să nu mai de tot din poziul și toate aia să ducă la Bucărești? Dar nu doar, asta am întrebat. Da, 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 e așa. În discuție nu intervin vreo două hectare. Noi nu pierdem mare lucru. Trebuie să mințim că cea mai mare parte a terenului are mare pe Bucărești. Și noi dăm obligatoriu ca valoarea asta. Și cadastrăm toate terenurile sau numărul cutulat. Aici, compartimentul de specialitate, respectiv domnul Ingen Romanu, a propus un plan parțial care urma să fie cadastrat în acord cu cei de la oficiul de cadastru. Acum, în ce fază suntem cu registrul din grămițirea? Noi am inventat o acțiune în instanță, numai, repet, având consilierea juridică, nu prea pe fază, cum ai care urmă și spus, n-am procedat cu întrebarea. Pentru că să acționăm în instanță, nu cu partea de curcăre, să acționăm în instanță oficiul de cadastru. Cel care nu s-a făcut și treaba. Probabil, după cât am discutat la numele primării, asta o să facem. Eu sunt obligat ca ordonator de credit să în momentul când apare o hotărâre definitivă, unii legi nu îi tocmeau. Și aici, și are rog pe domnul secretar să reacționăm problema asta ca să facem acțiunea ca atare. Este posibil? Fără discuție. Deci, ca să fim mai înțeles cu domnul consilier, în cazul în care există un litigiu cu privire la permisiunea dintre două unități administrative teritoriale, cei de la OCP, de la Oficiul de Cadastru, trebuie să înainteze problema respectivă la instituția prefectului, care trebuie să cheme părțile la negociere, iar în situația în care nu se ajunge la nicio înțelegere cu privire la limita administrativă teritorială, instituția prefectului este cea care trebuie să se sesizeze instanța să se pronunțe pentru o hotărâre. Orice de la UCPI, cu toate că procesul verbal dintre noi și Bucărești cu grămițuire a fost semnat, dar a fost semnat cu... A semnat pentru celelalte... Exact. Pentru mențiuni, da? În ceea ce privește bucățica dintre noi și Bucărești, cei de la OCPI n-au respectat legislația, adică să transmită problema la instituția prefectului. Și de asta, în instanță, cei din instanță ne-au respins statul de cerere, urmând ca noi să ne adresăm
Ghiza, toate vânzările care au fost succesive, ca lucrarea, ca lucrarea Firmei Bocănești, că eu ne-am prezentat la OCB, domnul viceprimar, a fost cu mine atunci, domnul primar, la facultate, mi-a spus că cine a vizat? A vizat lucrările astea? Dumneavoastră ați avizat, da? Păi dacă dumneavoastră știați că terenul respectiv în harta cadastrală este pe raza OAT Pârcărești, din ce le-ați avizat pe Bocănești, n-au mai avut cum să mai dea răspuns. Și v-am spus și, nu știu care sunt considerentele, dar o să dezlegăm. De exact ce spune domnul primar, noi să ne facem treaba până la capăt, ca să, știu eu, să nu fim noi probabil de timp. Deci, în realitate, eu n-am semnat reamintirea cu Părgărești, ce nici nu semnele. N-are decât să hotărească instanța, așa mai departe. În chestiune de principiu, cu mare lucru nu pierde. Dar atâta timp cât cineva a avizat cum a avizat, să-și asume responsabilitatea. Mulțumesc. Eu, o mică întrebare. În cazul fericit în care se va aduce la bun sfârșit această investiție, noi, ca unitate administrativă teritorială, suntem vulnerabili cu ceva fața curții de comori? Ce se vulnerabil? Cu litigiul față de Părgărești, dacă noi investim sau... Păi noi investim în zona de litigiu. Numai cine aparține eu. Da. Haide. N-am voie. Eu nu pot împreună, nu putem face investiții, decât pe teritoriul... aproape în mod cert. Nu pot să fac investiții pe Bocănești, dar aproape în mod cert. Adică, ăla e grevat, e necesar, cum se spune. Da. Problema va fi acolo, de fiind strategic, apropo, ultima idee care ne-am revenit, dacă modernizarea drumului nostru va avea continuitate teritoriul Părgărești. Va fi de interes. Deci ar avea interes. Că și cetățenilor au proprietăți și vin pescui la vale, cum se spune. Da. La cetația la vale. Dar se pare că e... mă rog. Ba, pasul pe loc. Nu vreau să vorbesc în nimeni care mă numesc același primul. Ca mine. Dar se pare că e nu prea abordează acta administrativ în mod strategic. Dar nu vreau să fac alte comentarii. Normal ar fi să ne întâlnim în zona proprietății. Acolo e zona formidabilă, din punct de vedere al circulației, tratatul strategic, e chiar ca la răspunsul din mântă. Are facilita comunicarea și cu tot n-a făcut plănicul, dar nu ne face să fie. Și cu ceea ce se dorește doamna director știe, ceea ce e există tribună pentru în intenția grupului de acțiune locală, care se văd pentru un proiect de turism rural. Fără să ai proiect de comunicație adecvate, normal, nu rămâne decât un vis. Atât tot. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul primar! Doamnelor și domnilor consilieri, vă supun spre aprobare ce spre... Cine este pe aprobare? Vă mulțumesc. Eu mulțumesc. Trecem la următorul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Pocărești de Subacolo. Domnule primar, aveți cuvântul. Da, are... sunt două caracteristici interesante acest proiect de hotărâre. Se referă la structurarea instituției Consiliului Local în comisiile de specialitate pe care le cunoaște. De altă parte, arată și caracterul dinamic, deci specificitatea acestei instituții care nu este nici pe departe și în oameni. În momentul când a fost invare date niște mandate, dacă vă mergeți, și de la PSD și
nu-mi feresc conform normativelor care guvernează constituirea, a legilor locale, constituirea Consiliului Local, au fost validate la demandare. Și atunci, în mod firesc, noi veniți, îi cunoaștem pe cei trei, i-am validat ședințele anterioare, în ordinea cronologică, pe domnul Mancea Carmel și domnul de la Alde, Tanțu și Miron, care trebuie să găsească, în mod legal, locul firesc în aceste comisii. Am beneficiat de consilierea domnului secretar, care îi mulțumesc. Și am găsit în mod firesc, ce puțin asta este propunerea mea, dar mă rog, puteți să puteți dați altă. Ce se de organizat de toate cele trei comisii, m-am gândit apropo la Comisia Economică. Și am zis că în mod firesc, am propus pe domnul Miron Riga la Comisia pentru Învățământ, Sănătate și Familie, Cultură, Protecție Socială, Administrarea Domeniului Public și Privat a Comunei, Agricultura, Activități Sportive și de Avermen. Și s-ar contura în felul următor componenta acestei comisii. Doamna Cătălina Maricica, președinte, doamna Lidia Mânicu, secretar, și domnul Miron Riga, membru. Iar pentru Comisia de Administrație Publică, juridică, apărarea ordinii și ședințe publice, a pentru cetățenii, gospodării comunale și protecția mediului, alături de domnul consilier Vlad Constantin, care a fost aflat președinte, domnul Cuvanța Carmel, ar ocupa funcția de secretar și domnul consilier Stanciu, membru. Asta la primul articol, care vizează reorganizarea comisiilor amintite. Articolul al doilea, în mod firesc, după aprobarea primarul comunei și doamna Răgăuțeanu Romenea, consilieră la aparatul de specialitate al primarului comunei cu Bogdănel, vor duce la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea, tot după aprobare, secretarul comunei domnul Bogdănel Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănel, consilierul local nominalizat la articolul 1 și instituției prefectului prietul Bacău. Atât de vorba. Mulțumim, domnul primar. Nu știu cum să dau eu continuitate discuțiilor, dar n-am avut așa situație, din câte știu eu, să fie așa o reorganizare a Consiliului. Domnul secretar îmi poate consilia dacă sunt ceva probleme. Da, cu o singură precizare. Nu e organizarea Consiliului. A comisiilor. A comisiilor de specialitate și nu toate comisiile, dacă ați observat comisia numărul 1 nu s-au aprobat, pentru că a rămas în aceeași componență ca și până acum, doar consilierii care au, mă rog, din anumite motive au fost invalidate mandatele și consilierii care au sosit ca supleanți, invalidați de către dumneavoastră în ședințele anterioare, să-și găsească locul în aceste comisii, pentru ca și aceste comisii să poată lucra conform legii statutare. Acum v-am spus, și de fapt și ședința de specialitate, cum spus și domnul primar, dumneavoastră puteți să le organizați, evident. Cred eu că se impune reorganizarea acelei două care au intervenit modificări de vigoare. Dacă vreți, cum am propus noi, dar nu, cum vreți, cum vreți. Am zis să nu vorbesc prea mult, într-adevăr. Președinții de comisii au cuvântul să se exprime opțiunile și... Da. Da, domnul și domnul consilier, noi, comisia juridică, ședința de ieri, am analizat favorabil acest proiect de
hotărâre. Am putut discuții cu persoane în cauză, nu sunt, știu, alte obiecțiuni și au fost de acord cu propunerile făcute, deci eu, cum să zic, s-am acuzat favorabil. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumesc, domnul președinte. Doamna președinte de la Comisia 3. Vă mulțumesc. Eu personal am ales bun de lucru aici, la noi care și supus spre aprobarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale. De salubrizare. Inițiator, domnul Viciu Cuma. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Dumneavoastră l-ați avut la mamă, l-ați citit. Propun articolul 8. Să se aprobe regulamentul pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Să se împărtășească primarul Comunei Bolșoi, domnul Andrușca Nicolae, prin aparatul de specialitate al primarului, cu punerea în aplicare a prezentului proiect de hotărâre. Articolul 3. După aprobarea hotărârii să fie comunicată de către secretarul comunei domnul Mircea Vasile, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Basău, primarul comunei, viceprimarul comunei Bogdane, instituția prefectului, dreptul Bacoș, să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avea raportul de activitate, raportul de la proiectul de hotărâri cu aprobarea regulamentului de salubrizare, făcut de mine, expunerea de motive. Avem avizul domnului secretar Conțelul Marcele, raportul de avizare a Comisiei numărul 3 și cam atât. Comisia juridică, domnul președinte, de supraton. Da, Comisia Juridică Administrativă a avizat mult favorabil acest proiect de hotărâre. Avem și proiecțiuni de făcut, după voi le scrie la cuvânt, am la studiat, sunt totul cu, de acord cu mențiunile făcute aici, după scris de discutat domnul primar. Deci ar trebui să fim foarte atenți, părerea noastră e că trebuie să vorbim, nu să încasăm noi și de la persoana juridică. Deci au un contract între persoana juridică și utilizatorul ăsta. N-ai decât persoana să plătească direct la utilizatorul. Asta e părerea noastră. Acum, depinde să rămână tot ce acum acolo. Deci utilizatorii care vor plăti la primărie, iar aia persoane juridice n-au decât au contracte separat. Asta este părerea noastră. Vă mulțumim, domnul președinte. Utilizatorul fiind persoana juridică, în cazul de față, față de prestatorul serviciului, nu? Domnul președinte, utilizatorul este persoana juridică, nu? Eu am spus cum scrie aici, pe viitor, ar trebui persoana juridică să plătească la primărie și primăria să plătească la prestatorul. Dar contractul este făcut între persoana juridică și cel care nu. Da, da. Asta. Da, vă mulțumesc. Mai bine la discuție, doamnă. Aveți cuvântul, domnul procuror. Dacă mai trebuie consiliere, aștept. Aveți cuvântul, doamnă, procuror, consiliere. Dacă vă ați intervenționat la o primă intervenție. În primul rând,
de acord cu articolul 2-lea, pentru că, în conformitate cu dispozițiile de delegare atribute viceprimarului, eu răspunde de treaba asta. Și noi am mai adoptat proiectul de hotărâre care priveau gestionarea școlilor cu asistant domnul viceprimar. Dorim să se țină seama la, la vot. La această obiecțiune. Pentru că, de obicei, el este în contact direct cu de la Adif și așa mai departe. Dar, în doilea rând, aici cred că, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți să facem o deliberare pe detalii. De toate nuanțele, nu întâmplător am rugat pe domnul viceprimar, am sugerat ca să vă dea copii după regulament, care l-a avut în comisii și să deliberăm în cunoștință de cauză. Pentru că nu este mare secret aceste asociații, noi suntem membri ai vorbesc de partea care ține de execuție propriu-zisă, executivă asociată, cu director, cu director al drum, toate posturile, toate persoane, pe care, toate funcțiile pe care noi le-am aprobat. Deci, suntem responsabili și ceea ce am aprobat, ceea ce am votat, trebuie să respectăm. Am spus că este necesar să încercăm cu limitele noastre, ceea ce privește capacitatea de decodificare juridică, să vedem în ce situație ne aflăm. Vă mărturisesc că l-am citit, l-am dat domnul viceprimar și vă fac apela mea cu discuții de principiu și cu cei care sunt colaboratori în, în primărie, să fim foarte atenți, pentru că la un moment dat cineva, adică noi, în mulți vreți, suntem interesați să avem o calitate corespunzătoare în ceea ce privește colectarea deșeurilor. Lucrurile alea au început să se amelioreze, chiar dacă după cele aproape 2 ani, am văzut că au apărut containere pentru colectare respectivă și aici vă rog să explicați că vă primi bine la următoarele alegeri. În legătură cu utilizarea corectă a, a containerelor. Tot o adevărată bătălie și care obicei noi nu, neavând o cultură adecvată în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, am stat de vorbă întâmplător și cu alți primari vecini cu noi, în primul rând, parte au un sentiment de îngrijorare justificat, dar poate spune și de noi că așa a fost când am instalat containere pentru colectare petului și sistemul de colectare prin intermediul cuperelor, dar treaba merge din ce în ce mai bine. După cât am înțeles într-o discuție cu domnul viceprimar, dacă nu va merge colectarea asta selectivă. La un moment dat se blochează, poate bloca colectarea gunoaielor. Adică nu trebuie să apară chiar tot amestecat. Deși trebuie să acceptăm ideea prin definiția ceea ce se pretinde cu stația asta de sortare la termo. Putem înțelege, eu așa cred, că acolo vor fi încordate sortate, apoi va fi transportat la depozitul din, din zona Bacău. E important și aici avem de bușeul și la, și la școală, să mai venim acolo, putem de vorbă cu copii. Dumneavoastră puteți să vă implicați, eu mă bucur. Întotdeauna am avut încă un copil.
exact la fiecare contract, pentru că se cunoaște inspecționarea. Toate consiliile de anul nou, care pute au dat pe tot pe mântul, dar ce fel de deșeuri pun acolo, până e mai mare lucru. Văd că sunt blocate la patele și mă prevenim cu merg anumite tipuri de deșeuri în alt contract și așa mai departe. Am fost atent la ceea ce ne așteaptă. Aparent foarte multe hârtii, foarte multe amenzi, într-adevăr. Numai că o parte din amenzi nu vor avea o frecvență, cum să spun eu, foarte mare. Normal, vorbe de taxă, dar chiar stabilirea impozitelor începe cu o declarație, nu? Cu o declarație de impunere. La compartimentul de contabilitate, casiera ce primește declarațiile de impunere, multe le numărul de persoane din familie. Vorbim în mod firesc, în primul rând, de utilizatori case. Noi am raportat că domnul Grigore, parcă 1400 de lucruri de utilizatori. Într-adevăr, și în primul an de colectare, 2016, unele comune au raportat, cum spun eu, cifre nereale, în ceea ce privește numărul de utilizatori. Asta și din cauza obiectivului, pentru că mai ales în mediul rural, noi nu avem un serviciu, un birou de statistică, ca să avem o evidență clară a persoanelor la momentul de declarație respectivă. În schimb, noi am făcut ceea ce puteau să facă și alții, că n-au făcut ei problema lor. Am făcut deschidere în teren. Un încercământ real. Te-am amintit și am fost plăcut impresionat. Colegii din primărie și consilierii au participat și a rezultat un număr estimabil, dar aproape de realitate. Mă amintesc și pe statul 2-300 și așa mai departe. Că dacă raportam, ce aveam mai institutul de statistică la birou, de statistică de la Bacu, mai continuăm cu 2007. Da, ori de ce sunt, adică la ori de ce sunt din 1511. Dar în statistică, care este o populație stabilă. Da. Dar în noi, practic, avem 2848 persoane. Bine, dar mă înțeleg că beneficiază de acest principiu persoanele care locuiesc din de zi. Și se beneficiază de serviciu. Corect. Acum, ați văzut că sunt foarte multe declarate. Am spus, o parte din ele sunt mai multe măsuri declarate de impunere. Cetățeanul vine și declară câte persoane. Bine, noi mai avem și evidența de registru agricol cu persoane bunuri și așa mai departe, de la doamna Plutus Creac. Dar sunt așa numite declarații rectificative, dacă le-ați văzut. Apoi, pentru cadrurile și aduce mai nou, când sunt locuințe, mă rog, construcții pe care noi le știam locuite și avem informații că nu mai sunt locuite, mai ales de ceva vreme, pentru dispoziție pe care să o dau în domnul primar și a cartierii. Regulamentul nu spune că se fac descindere la locuința respectivă ca să se verifice. Dacă acum nu avem foarte mult de asta. Ceea ce strânge cercul pentru noi cei din primărie, va trebui în fiecare lună, după cât mai amintesc, să ședim ca să dăm cifra, mă rog, eu zic tot estimativă, dar sunt mai aproape
curând și mâine vorba la doamne, doamne, vor pleca la afară, dar nu poate. Ea nu poate fi... Dacă ești plecat în străinătate, dar nu cu actul dovedit mare. Deci, fiind în străinătate cu... Păi, nu știu, are un contract de lucru, știu și eu, înseamnă că cei grați care sunt plecați, pur și simplu, în familie, cu tot, iar ei figurează la casa respectivă. Aici n-am mai văzut nici ceva, dar aici ceva. Ce nu a fost declarat și n-a fost declarat. Aici sunt multe formulare de camerilie. Pentru că a venit la un moment dat, și suntem noi. Dar noi suntem aici. Mai este structura administrativă, vorbeam de director, de ceva funcționar, dacă o bine plătit, mai potrivit subiectul ăsta. E întreagă, se întreagă oameni de ceva. Mai întreagă oameni de ceva. Mai așa. Aici, sigur, îl sfătuiesc pe domnul viceprimar, să o citească foarte atent, într-adevăr. Avem echipă bună în primărie, pot ajuta. Evident că m-a interesat și pe mine că sunt primul răspundător în fața comunității, dacă merge sau nu merge. Apoi, ceea ce ați sezizat pe bune de tate, trebuie să fim atenți. Să nu se amestece lucrurile între consumatorii, mă refer la obligațiile consumatorilor, că avem și mulți date. Pentru a înțelege corect, pentru a-mi clarifica mie, în primul rând, situația, am sfătuit și bună dreptate cu domnul secretar, cu cei care sunt mai aproape pe ceea ce privește competența legislativă. Și am mers chiar la noaptea, am văzut niște hotărâri care ne-au ajutat să clarificăm situația. În ce sens? Pentru că noi am aprobat pentru consumatorii și aprobăm în fiecare an pentru consumatorii ca de taxa specială. Așa se numește pe baza evoluției tarifelor. Dacă vă mai amintiți, în fiecare an trebuie la un moment dat, găsim niște articole aliniate în acest regulament, cam alunecoase, care fac trimitere și la o posibilă situație când consumatorii nu plătesc o taxă. Aia, într-adevăr, trebuie încasată la administrația fiscală locală, asta este folosită, și apoi virată la avis care face plată. Cam asta e sistemul. Noi colectăm, noi să transmitem bani până la data de 15, pe tot al urmă. Vine factura fiscală, ai bani, nu ai bani, după aia e problemă. E evident că regulamentul ăsta nu prea am văzut angajamente din partea operatorului, de așa mai departe, de trebuie la calitatea la obligație pe care îi dea procuratorul de fie la prețul, la calitatea trebuie. Spuneam puțin mai înainte că am mers mai multe și am verificat niște contracte care există deja pentru majoritatea utilizatorilor non-cati, respectiv agenții economice, instituții, în primul rând contractul nostru, primăriei. Acolo se vorbește de tarif. Da? Și mai mult, vă amintesc că prin hotărârea numărul 19 din 23.03.2016 am aprobat un contract cadru între Rompre ca operator și utilizatorii locale. Acolo se vorbește de tarif. Ceea ce nu este foarte clar la un moment dat, dacă e clar de consecință logică, juridică, dacă vreți, se vorbește despre faptul că și consumatorii non-cali, instituțiile și așa mai departe, la aceste economii, trebuie să fie
bani la primă, el a poate... Nu. Păi dacă a scoală. Aici, aici sunt niște lucruri de clarificare. Normal, existând contractul între consumatorul non casnic, respectiv instituții, atât economic și romplesc, n-ar avea ce provoca o asemenea declarație de impunere, că nu mai parte. Poți să-i faci tu ca instituții o declarație rectificativă. Tu, doamne, nu mai am atâta beneficiare, atâta utilizatorii executivi, am atâta, de doamne, mai parte. Aveți în contractul ăsta ceva, nu menționat numărul de utilizatori? La școală? Cât? Numărul de ele? E foarte bine. Și te pune, dar vezi că poate chiar un act tradițional, după experiența mea juridică. Asta, vedeți că, în următor, regulamentul ăsta are ca scop stabilirea corectă a numărului de utilizatori și, mă rog, cu întrebarea celor care ne primesc cu bani cu sau fără spirală, se încălzit de cât mai mult de la noi. Este genial. Eu sunt de acord. Totodată, cred că ne dorim ca și calitatea serviciului să fie și corect. Calitatea serviciului depinde însă și de noi, trebuie să recunoaștem. Deci, trebuie să fie procedează la corectare, la sortarea... Dar probabil și de la nivelul de sortare, s-a auzit că ați dat de casă, cu trei coșuri, ați dat colectare serviciului. Și multe că s-au avut și trei cu ele pentru colectarea serviciului. Știți că, aici, totodată, o leagă, în adevărat, în ceea ce privește repartizarea. Pentru că, după cât timp mai folosit domnul Cucur, nu cred că n-a fost la toată ora. Eu, cum îi spun, negociatorul, am mai țipit două, după aia am făcut o analiză de repartizare la ambasade, am mai țipit încă două, am venit 12 ori 3, că sunt 3 culoare, 3 tipuri. Spre 37. Deci că nu e un mare efort și un efort îl depune și cetățeanul din Franța, am văzut și așa mai departe. Și ăla și sortează deșeurile acasă, îi pune în mașină și de cât și unii trebuie. Parcurs un kilometru, doi și așa. Și așa copiii ca să îi deduce. Asta pot face și părinții, mai ales lângă domnul Tudor. Ea trei bucăți.
și am oprit partea. Așa, am avut mai o discuție. Cei dintr-o bădie de la Dracu, de familia Bocchier, Toma, de la departe, aia au fost duci de trei. Da, da, la urmă. Am mai cum, acum am partit două, și două, trei, și după aia. După aia, în zona, în zona Muntenii, avem la fântâni, în centru de creșmă, în domnul Toma. Și asta de la, de la bancă, de fapt la școală. Da, da, să față cei din Muntenii, care e zona care sunt mai, mai spre puntea Muntenii, vin la fântâni și depozitează că sunt trei montani. Iar în zona școlii depozitează cei care sunt mai aproape cer. N-a fost posibil să obțină un număr mai mare de contare. Dar ei au fost programat 8 seturi. Și de 8 seturi am ajuns să facem 20. În zona peste mare aveam posă la grădinar, unde sunt parte cu partea Veleni, peste mare, grădinar, zona aia, încă 3 bucăți, și în zona Botezului. Vin cei din Pizagancea, Lacu și care sunt în zonă. Astea sunt toate locațiile care au fost puse în containere pentru colectare selectivă. Atât. Hai, deci, în final, concluzia mea, ca ordonator de credit, că asta este scutea trebuie după lucrăță. Eu cred că putem gestiona corect sistemul. Singura mea o obiecție la punctul 2 să fie trecut pe primarul mă întâlnesc. Și evident că... Da, vis-a-vis de experiența domnului primar, eu am detaltat proiectul de hotărâre. Eu am preluat din ce au transmis cei de la ARTIS. Pentru că acolo spune primarul prin aparatul de specialitate conduce, pentru că nu este practic o delegare ca să mergeți la ședința de sau să votați sau să nu știu ce. E trecerea la depunerea prin aparat. Și eu zic, bine, poate să fie și domnul vice, dar puteți să vă puneți și dumneavoastră de ce. Prin aparatul de specialitate se realizează. Deci eu, când o să redactez hotărârea, în funcție evident de cum o să voteze domnul consilier. El are, cum ar fi, tu cât mai bază de el. Da. E cum am spus, nu vreau să iar vis-a-vis de aspectul care s-a discutat, toate că la un moment dat și domnul primar a făcut o precizare. Cred că cei de la ANIS s-au referit acum în cazurile excepționale, pentru persoanele juridice, deci utilizatorii non-casnici, care nu încheie contracte pe motivul că vezi, Doamne, ei nu voi, nu realizează voi. Și ei, prin regulamentul ăsta, vezi, Doamne, să, cumva să ne constrângă pe noi, comunitatea administrativă teritorială, chiar dacă ăștia nu încheie contract, să-i obligăm ca să depună o declarație la noi și să se pune în dar... E mai în punere din oficiu. Exact. Deci, cei care au contract, care au contract, este clar stipulat contractul și se plătește... Da, nu o să fie dată părerea mea, ca să protejez maniera asta în punere din oficiu, înseamnă să ai e clar că au contract și plătesc directul lor. Cei care nu au contract, dar nu putem face noi chestia asta, că exact cum spune domnul primar. Noi ar trebui să fixăm un tarif, să aprobăm un tarif pentru persoanele astea juridice care nu au contract. Dar noi nu suntem atât de naivi, consider eu, să facem joc. Tariful l-am aprobat, l-am mai modificat. În
tot ce este. Avem contractul cadru trimis tot de ei pentru utilizarea de montaj. Deci, de pe trebuie, putem gestiona, dar să rugăm ca să vorbim pe articolul. Articolul 2, din punctul meu de vedere, nu sunt de acord. Dacă ea le spune prin dispoziția generală pe sanitizare, e normal. Aparatul primarului e și al viceprimarului de mandat. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnul primar. Dacă mai sunt intervenții? Eu spun ca o întrebare. Nu știu procedură, dar numesc așa e. Agenții economici, societățile comerciale de la România, ei în fiecare an își reactualizează autorizația de funcționare. Da. Când se autorizează autorizația de funcționare, dacă nu are contract cu Europescu, avem posibilitatea să-i dăm? Deci... Mai dăm plecat. Să te ajută la încomunatorii. Orice ce solicitare scrisă, unei persoane fizice sau juridice, trebuie luată ca atare. Mai sunt primari care fac așa, așa mai departe. Dar poate da nu plecare. Când o șată e o dată, la urmă. Da. Dar sunt care cunosc legea și nu sunt, așa mai departe. E, nu fac așa de departe. Dar legea scurtură nu-și prevede. Dacă e execuțilit, asta e cea singura modalitate. Și omul poate are nevoie de o adevărită instantă, că nu-i gândit nimeni. Că-i putea la medicina, mulți încercăm. Dom'le, cum ai dreptul, trebuie să ai și obligat în sensul ăsta. Da, viza de aspectul ăsta nu s-a mai întâmplat în un anumit moment. Nu se elibera o devedință pentru buletie. Unul își plătește omul, impozit. N-are nicio legătură. Vă dați seama că și aici ar fi cam un același gen de situație. Nu poți să-l condiționezi, să-i dai autorizație funcționare, pentru că nu are contract de preluare de șoc. Poți să-l funcționezi. Da. Mai sunt intervenții? Doamnelor și domnilor, cum se vede? După o justă analiză acestui proiect de hotărâre, privind regulamentul pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de sanitizare, în vederea calculării taxei speciale de sanitizare, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Deci rugămintea domnului primar. Noi aprobăm regulamentul. Modificările care sunt. Modificările și dacă da. Mi se poate ajunge. Modificările. Dar proiectul de hotărâre să fie aprobat de articole. Indiferent de rezultat. Evident. Dumneavoastră votați. Se propune să se aprobă regulamentul pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare, în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, conform anexe, care face o parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, pe care l-am avut la întrebări, să-l studiez. Cine este pentru articolul 1? Să abține cineva? Împotrivă? Articolul 2. Să se împuternicească primarul Comunei Bogdanești, domnul Andrușca Nicolae, prin aparatul de specialitate al primarului, cu punerea în aplicare al prezentului proiect de hotărâre. Cine este pentru? Deci, trebuie. Pa, acum rămâne variantă. Abține, împotrivă, abține, împotrivă. Articolul 3. Stați așa, domnule. Haideți să clarificăm.
Deci, cu 3 voturi sau 4 voturi pentru ca domnul primar, cu laura specialitate, nu poate fi altă, da? Rămâne varianta pe care a amintit-o domnul primar, ca domnul viceprimar să răspundă de el. Și acum supuneți din nou spre aprobare. De fapt, rămân celelalte voturi. Dacă 4 au fost sau 3 au fost. Câte au fost 3 pentru domnul primar? 4. Ei, acum deci 2, 4, 6. Pentru domnul viceprimar. Articolul 3. Deci la articolul 2. Rămâne domnul viceprimar. Prin aparatul de specialitate se reprezintă. După aprobarea hotărârea să fie comunicată de către secretarul Comunei, domnul Mulțiului Vasile, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, primarului Comunei, viceprimarului Comunei Bacărești, instituției prefectului județului Bacău și să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mai sub voie la urmă? Cine este de acolo? Abțineri? Împotrivă? Se spune pe articol, înseamnă că toate trebuie. Vă mulțumim, domnilor consilieri. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Solicitări adresate consiliului Pac Bocănești. Domnul secretar? Trecem foarte repede. Nu sunt solicitări adresate consiliului. Vă mulțumim foarte frumos. Doamnelor, domnilor consilieri, domnul secretar.